Bine v-am regăsit, sper din tot sufletul să fiți bine cu toții, toți cei care mă urmăriți cel puțin și familiile voastre. Într-un moment, iată, mai de restriște, mi-am propus să fim alături măcar online, prin intermediul acestei mici emisiuni, și să știți că suntem alături de dumneavoastră și noi și că nu lăsăm atât cât ține de noi pe nimeni la greu, dacă au nevoie de câte o informație din punct de vedere a ceea ce, ce putem noi face, ce putem noi să calculăm sau ce putem noi să anunțăm. Tocmai astăzi este marți, 17 martie, am avut o înregistrare, ca să știți cam cum se fac înregistrările, cel puțin la Antena Stars. Am avut-o pentru Lumea Nevăzută cu realizatorul emisiunii Dana Bălăceanu. Și va fi difuzată nu pe 22 martie, ci pe 29 martie, duminica aceea, la 4 fără un sfert, deci peste două săptămâni și jumătate, sau și mai mult de jumătate. Așadar, nu știu exact ce va fi pe 29 martie din punct de vedere al acestei pandemii, dar știu ceea ce am învățat, așa cum am mai spus-o, și stau solid în spatele a ceea ce am învățat, sau în fața a ceea ce am învățat, nu știu cum să exprimă corect acest lucru, și folosesc toate învățămintele și toate lucrurile de-a lungul acestor mulți ani în care am învățat Feng Shui și în care am învățat și Paci. Eu voi vorbi astăzi din punctul meu de vedere, deci strict al meu, nu al nostru, pentru că și părinții mei și de-a lungul timpului, eu am învățat și ei m-au învățat, Să fiu foarte realistă și să nu mă păcălesc pe mine. Adică expresia e, poți să păcălești pe oricine, dar nu te păcăli pe tine. Și atunci am hotărât să vă spun ceea ce cred eu conform a ceea ce arată chartul lumii și a ceea ce arată anumite indicii, să spun, despre care noi am mai vorbit chiar în noiembrie anul trecut, la această emisiune Lumea Nevăzută, dar și Har, emisiunea Lidiei Feciorul cu Maria Coman. Din păcate, acestea au fost înregistrări în noiembrie și au fost difuzate mult mai târziu, decembrie, respectiv ianuarie, mai ales cele cu Marian, pentru că au fost emisiuni separate în care m-au invitat pe mine separat de el. Și emisiuni diferite, evident, în care s-a vorbit și despre ceea ce ne așteaptă în anul respectiv, dar și despre alte, mă rog, să spunem, puncte de vedere, din punct de vedere Feng Shui vorbind. Amănuntele acestea legate de anul 2020 au fost date însă cel mai mult la extravaganța, însă noi nu am rostit și nu am panicat și nu avea niciun sens pentru că nu știam exact, nimeni nu știe exact că se ajunge la o epidemie sau mai rău la o pandemie. Doar că am bănuit, am tras niște concluzii. Nici Lilian Tun nu ne-a panicat și nu ne-a vorbit despre o pandemie la extravaganța, dar asta nu înseamnă că nu am vorbit despre efectele stelei 7 în centrul chartului. Vă spuneam mai de mult că mama mea este cea mai mare critică a mea, adică e mai mult cu critica decât cu, să zicem, laudele. Și m-a luat într-o serie că n-ați fost în stare să spuneți de pandemie. Dom'le, eu când am spus în pauză la Antena Stars, într-o pauză, că ne poate aștepta o pandemie, au zis, taci din gură, să nu cumva să panichezi. Și m-am lăsat pe gubaș, da? Așadar am spus doar cuvântul epidemie, care sunt înregistrări. Mai sunt și alte înregistrări de acum 8 ani, foarte interesante, de la Mihai Morar, care oricând vi le putem pune la dispoziție. Sunt acolo la ei și inclusiv pe YouTube. Mai precis data de 16 martie 2012, în care eu eram încă în America, neîntoarsă în țară. Și soțul meu, Marian, era aici deja, întors în țară. El s-a întors în 2011 în țară, eu în 2012, luna mai. Și în martie, 16 martie 2012, le povestea acum peste 8 ani, adică în anul 2020, se va întâmpla o răsucire a situației cu showbiz-ul și cu posturile de televiziune care prezintă showbiz, adică prezintă, mă rog, genul chiar Antena Stars, da?
răsucire în rău a situației, dar în același timp o răsucire, o schimbare, pur și simplu, o schimbare a situației, pentru că, de exemplu, ne-au dat să analizăm soarta, să-i spunem așa, sau destinul, sau predispozițiile posturilor și nu numai. Da? Era o perioadă aceea când, inclusiv din punct de vedere politic, ne întrebeau ce se întâmplă și noi, neavând prea multe cunoștințe, că de-abia venise în țară Marian și eu nici măcar nu eram în țară, spuneam conform datelor de naștere ale partidelor, postului de televiziune, etc., etc., ce urma să se întâmple, cu toate că nu aveam cunoștințe despre ele și era mai bine așa. Întotdeauna e mai bine când alcătuiești un chart să nu știi prea mult despre persoana respectivă, tocmai pentru a vedea cât de mult se confirmă, dacă ești cinstit și nu ți-e teamă, să vezi cât de mult se confirmă ceea ce ai spus cu ceea ce deja se preconiza sau se știa. E, nimeni nu știa și totuși există predispozițiile și le-am spus atunci. Și la o adică, sigur că da, le putem culege noi să le postăm pe Facebook din nou. Dar, lăsând această paranteză, spuneam că e bine să fim realiști și conform a ceea ce spune Paciul, da, pentru anul acesta, adică acest chart al anului, ținând cont de loșul anului, deci de dispoziția stelelor pe glob și a chartului în sine, a loșului lumii în acest an, repet, deci o spun nu știu câta oară, steaua 7, steaua violențelor, furturilor, trădărilor, pierderilor materiale, atenție, deci vezi economia lumii, și a afecțiunilor aparatului respirator, tot ce ține de aparatul respirator, această stea 7 nenorocită, care e foarte nenorocită, e mai nenorocită decât crede lumea, că eu mai spuneam lucrurile astea, este în centrul chartului. Asta înseamnă că întreaga lume este foarte, va fi zguduită de aceste probleme care țin de steaua 7, adică furturi, trădări, deposedări materiale, adică pierderi financiare și materiale, boli ale aparatului respirator și violențe, da? Pentru că steaua 7 se numește la tibetani Al-Qaid, deci cu foarte mult timp înainte să existe organizația teroristă Al-Qaida, tibetanii au numit această stea 7, care este ultima din Ursa Mare sau din Carul Mare, Al-Qaid. Este steaua Al-Qaid sau practic energia Al-Qaid, care înseamnă vărsare de sânge, înseamnă violențe și înseamnă acte de terorism în lume. Acum, Lilian Tu a repetat la Extravaganța că nu este vorba despre niciun război, dar că vor fi anumite acțiuni care vor face aproape implosibilă diplomația. Deci, lucruri care vor șoca sau lucruri care vor speria, lucruri care vor putea aduce lumea în stradă. Iată, anul nici nu de-abia, să spunem, a trecut, sau nici măcar nu a trecut primul trimestru. Ne apropiem de trecerea primului trimestru al anului. În mijlocul lui aprilie va fi deja trecut primul trimestru. Deci mai avem încă 3 trimestre ale anului acesta. Anul acesta se va termina pe 12 februarie 2021, când sper să ne uităm cu un zâmbet mai amar sau mai vesel pe buze, privind în urmă la acest an. Și ce este de spus este că da, din cauza economiei mondiale care va suferi, vă dați seama, foarte, foarte mult, deja suferă, da, lumea poate să iasă în străzi, putem să ne așteptăm în a doua jumătate a anului la acest lucru. Să sperăm că nu vor fi înnăbușite în sânge, cum vorbește steaua 7. Există un pericol mare atunci când vom avea o stea lunară nouă peste steaua 7, care va putea aduce inclusiv incendii din nou în lume și violențe în stradă și acte de terorism, de un anumit fel sau altul, nu mai contează acum care.
și răzvrătiri ale populațiilor lumii, depinde pe unde, ce țări ar fi mai afectate. Știm foarte bine că estul lumii este cel afectat, primul, pentru că este steaua 5 a dezastrelor acolo. Și atunci când, de asemenea, și vestul, când va veni o stea lunară 5, deci o stea a lunii 5 în vest. Astea le aflăm din calendarele noastre, din agendele noastre, din informațiile pe care le prezentăm la cursuri, din extravaganțe, din orice pe care noi îl facem propriu-zis sau îl comunicăm. Dar mai ales cele scrise și cele care sunt date ca informații de cursuri, de extravaganțe. Ce vroiam să vă spun, printre altele, este, sunt tot timpul, bineînțeles, suntem întrebați, inclusiv de cei din TV, omule, totuși, când credeți voi că se va sfârși cu această pandemie? Să privim întâi să se sfârșească cu pandemia, să rămână doar la nivel de epidemie și să se scadă numărul de cazuri și să nu mai crească. Păi, luând o logic, ar fi putut să fie pe la sfârșit de mai, da? Logic, așa, logica omenească ne spune că probabil undeva pe la sfârșit de mai ar cam trebui să se termine cu toată situația asta. Sau, mă rog, nu neapărat să se termine, dar să scadă vertiginos. Considerând că pe lumea vestică și a noastră, deci, suntem totuși în vestul Asiei, da? Se spune că va fi un vârf în aprilie. Da, și eu sunt de acord cu asta, însă începutul contează. Întotdeauna în Feng Shui și în Pacin contează foarte mult cum începe un lucru, data de începere și perioada aceea de început. De asta, într-un chart, de exemplu, calculezi când să faci o operație. Tu nu calculezi cât durează operația, că nu știi cât va dura operația. Poate să dureze 20 de ore, poate să dureze o oră, depinde de situație și ce fel de operație e și prin ce zone ale corpului. Contează ora de începere a acelei operații. Așa cum contează la ce oră s-a născut persoana. Sau s-a născut business-ul respectiv, sau s-a născut evenimentul respectiv, da? Ora, deci intervalul orar. Așa și aici, contează foarte mult luna, mai precis, sau și zilele, în care s-a stârnit mai rău această problemă cu virusul. Păi, luna martie este cea mai importantă, pentru că luna martie, iată, s-a dublat steaua 7. Ce înseamnă s-a dublat? Peste steaua anuală 7 din centrul chartului lumii, a venit steaua 7 lunară a lunii iepurelui. Luna iepurelui, după cum știți sau vă amintiți, a început, iată, o să luăm calendarul să ne uităm și mai exact, pe 23 februarie a început luna iepurelui și va sfârși în 24 martie. Ce reprezintă iepurele? Iepurele, acesta care pare foarte inofensiv, că e un iepuraș el acolo, țineți minte, vă spuneam despre zodiile animalelor sălbatice. Iepurele nu e iepurașul de casă, este iepurele de câmp. Iepurele ăsta de câmp constituie penalizarea șobolanului, a anului șobolanului. Deci este o lună de penalizare. Când va mai fi o aproximativă penalizare? Până în luna iunie spre luna iulie, da? Când vine calul. O să vedem că nu mai contează acum când a început la noi mai vertiginos această problemă, adică în ce dată, dar certament este că e luna iepurelui. Deci iată că luna iepurelui constituie o înmulțire a cazurilor și în toată lumea vestică, adică Europa și Statele Unite, nu numai la noi, da? Noi ca țară ne aflăm pe zodia șarpelui. Din punct de vedere al poziției pe glob, nu al datei de naștere a țării. Atenție! Am nu confundat. Da? Și atunci, dragii mei, ținând cont când a început toată treaba asta, știi și mersul situației. Păi, în 24 martie vom trece în luna dragonului. Dragonul vine și ne ajută, așa cum știm. Și rămânem soliți pe poziție. Dragonul ne ajută. Dar, aici este o problemă mare și mă seacă la inimă că trebuie să vă spun, că nu vreau să ne facem iluzii de șarte, vreau doar să vă prezint realitatea din punct de vedere Feng Shui și
pacii, da? Așa cum am învățat-o eu. Steaua 6 este o stea de metal. Cea care vine luna dragonului este steaua 6. Steaua 6 înseamnă steaua norocului divin în același timp și mai înseamnă mentorii. Deci oameni care pot în cercetare, să lucreze în cercetare, oameni educați, asta înseamnă, care ne pot da o mână de ajutor. Deci pot să vină cu ceva favorabil. Să, uite, acum au spus de acest anticorp. Ieri am auzit de el, luni. O să mai fie și alte descoperiri, slavă Domnului, probabil că se și lucrează, sperăm, la un vaccin, numai că același timp sigur că nu se poate, din ce am aflat, da, folosi pe oamenii mai curând de 6 luni, ceva de genul. Însă asta nu înseamnă că oamenii nu găsesc soluții sau nu caută, de fapt, să cerceteze, să găsească soluții și să ne ajute pe toți. Însă, steaua 6 este de metal, dragii mei. Când un 6 vine peste un 7, aduce probleme ale aparatului respirator, în primul rând, că pe noi asta ne interesează, probleme de asemenea posibile economice, ceea ce credem și noi logic că se va întâmpla, cu un mic amendament că e lună de dragon și că va fi interpretare diferită, fiindcă e aliatul șobolanului. Deci vine în ajutorul nostru. Deci încep să se concluzioneze niște lucruri, să se afle mai multe lucruri despre probabil acest virus sau, mă rog, în general, categoria asta de coronavirusuri. Deci sperăm la o îmbunătățire a situației, dar nu prea mare, pentru că această stea 6 este stea de metal. Steaua 6 peste steaua 7, vă dau așa un hint, să spun, mai înseamnă, în general, accidentări, probleme cu sănătatea, lucruri mai ascunse de probleme cu sănătatea decât se așteaptă omul respectiv, sau în cazul nostru, decât se așteaptă lumea. Și deci, nu în aprilie se va rezolva problema. În luna mai, când spuneam și noi că respirăm, e luna șarpelui, vine surpriză steaua 5 a dezastrelor și a distrugerilor peste steaua 7. Ce înseamnă asta? Dacă mă întrebați pe mine, deci eu vorbesc încă o dată, nu din punct de vedere al lui Lilian Tucă, nu am stat de vorbă acum cu ea, nu din punct de vedere al altcuiva, ci al meu, doar al meu. Asta o să rezulte în câteva situații, și anume, în câteva, mă rog, posibilități, și anume, o reapariție, fie a unei alte tulpini a acestui virus, deci un alt răspuns din partea oamenilor, afectări ale sistemului digestiv într-o formă poate necunoscută ca urmare a acestui virus sau a purtării virusului, că nu toată lumea o să-l manifeste, deci unii vor fi purtători și nu o să aibă simptome deloc, probabil. Este posibil. Cei rezistenți. Dar poate să apară ca o diaree. Sau poate, adică pot să apară niște cum să spun, niște efecte, da, să zic secundare, de gen diarei. Chestiuni cu sistemul digestiv, la care noi acum probabil că ne gândim că ar fi imposibile sau, mă rog, nu știm cum Dumnezeu s-ar ajunge acolo, dar poate să se ajungă. Deci nu știu să vă spun dacă se va ajunge sau nu, dar aceasta este o mică posibilitate și e posibil să nu fie peste tot în lume pe unde a fost coronavirusul, ci să apară sub, cu alte efecte de acest fel într-o altă parte a lumii. Nu știu, vezi Africa, vezi America de Sud, vezi insule prin lume, nu știu, adică omenire e peste tot, adică avem oameni pe toată planeta, prin toate insulele, peninsulele și așa mai departe. Și zone care am crede că sunt foarte izolate, tot și acelea au oameni. Deci s-a mai vehiculat chestiunea că acest virus suferă mutații mai frecvent și deci iată, să sperăm că nu va fi așa în sensul rău al cuvântului, măcar dacă ar fi numai, să spunem, mici probleme ale sistemului digestiv și nu altceva. Însă plămânii rămân, cum să spun eu, numărul 1 afectați, pentru că e vorba de steaua 7 anuală și este tot anul această stea 7. Dar, ca să revenim la întrebarea, domne, până când ține pandemia? Nimeni nu știe exact, vă dați seama. Contează foarte mult cum se protejează oamenii, dar
Luna mai, spuneam că este populată de steaua 5 lunară, care vine și zboară peste steaua 7, deci nu aduce nimic bun, din păcate, nici măcar hotul nu e acolo, nu se face nici suma 10, nu se face nimic bun. Dar problema mare a mea personală este că dacă noi ne-am mințit și am considerat că nu există lună falsă în acest an, am fi mers direct ca luna iunie să fie zodiacal la putere cu o stea 4. Dar surpriza neplăcută care e? Că se dublează luna ca energie și ca zodie, adică se repetă zodia șarpelui din punct de vedere al lunii false, care nu este o poveste și este o realitate conform calendarului de 10.000 de ani. Așadar și în luna iunie se repetă steaua 5 peste steaua 7. Deci avem două luni la rând, maiu și iunie, în care steaua 5 lunară zboară peste steaua 7 anuală. Deci, efectele care apar în luna mai se pot prelungi sau pot să fie poate într-un număr mai limitat sau într-un stil mai limitat în luna iunie, dar tot sunt, din păcate. Adică ar putea să fie. Așadar, eu nu sunt extrem de optimistă până în luna mai, dar am speranța ca totuși luna iunie, din punct de vedere solar vorbind, să se mai reducă situația asta alarmantă și gravă, așa încetul cu încetul. Deci dacă ar fi să răspund corect la întrebarea aceasta, eu aș zice că de pe la sfârșitul lunii iunie, când începe luna de oaie, de cal, mă scuzați, luna de cal abia atunci începe, de abia atunci să înceapă așa o îmbunătățire, cu toate că luna de cal este dușmanul anului șobolan. Și atunci va fi o zodie conflictuală, lunară, peste zodia care se va da cap în cap, se va ciocni cu zodia anuală. Considerând că va fi și steaua 5 dublată peste steaua 7, adică se repetă steaua 5 peste steaua 7, lucrurile nu sunt foarte îmbucurătoare. Ce avem noi de făcut? Să ne protejăm cât putem. Dragii mei, eu spuneam și la cursul de 14 martie pe care l-am ținut cu 17 persoane din 22, sala fiind mică, de obicei în sală în cap maximum 18, dar erau înscriși 22. Am spus-o, nu ai cum să te protejezi chiar total, adică să nu fim absurzi, adică mergem și cumpărăm ceva, să zicem, într-un magazin. Păi dacă cineva a strănutat pe un aliment, pe ouă, pe, nu știu, un ambalaj, nu contează, da? Și ei spun că virusul supraviețuiește două zile sau o zi măcar. Vă dați seama, adică care acasă. Mergi cu gunoiul la tomberon, la ghenă, la în spatele blocului sau unde, fiecare unde își aruncă gunoiul. Tot atingi o clanță a blocului, a porții a tale de la casă. Și așa mai departe. Adică haideți să înțelegem că până la urmă, oricât am face, noi facem, da? Mai ține și de noroc, mai ține și de sistemul nostru imunitar, ține de foarte mulți alți factori. Nu numai, adică prevenția o faci cât poți de mult, dar ce o să faci acum, vorba unei doctorițe, să stai să-ți freci cu gel antibacterian tălpile pantofilor și să-ți lași pantofii la ușă și tot intri cu ceva pe tine, pe geacă sau pe haine. Vă dați seama, deci dacă supraviețuiește pe orice suprafață, inclusiv poroase sau metalice sau plastice, până la urmă nimeni nu poate să aibă controlul, dar absolut nimeni. Voi protejați-vă cât puteți de mult. Eu am și eu o teoria mea cu măștile astea de pânze, hârtii, mă rog. Lumea confundă bacteriile cu virusii. Sunt total diferite, credeți-mă. Am marele noroc că totuși am studiat bine ce am studiat pe la medicină. Și virusul se comportă și diferit de bacterii și are o altă conotație și altfel se întâmplă. Gelurile antibacteriene sunt antibacteriene, nu antivirale. Nu vreau să vă sperii, dar sunt antibacteriene, nu sunt antivirale. E bine să ne dăm cu el, de ce?
Păi dacă imunitatea ne scade, Doamne ferește, luăm virusul, atunci și bacteriile ne atacă. Că va scădea imunitatea și atunci e bine să ne protejăm și din punct de vedere bacterian, adică să folosim lucruri antibacteriene, să... Nu? Dar este absurd să crezi că te poți... poți să fii atât de prevăzător 100 în 1000. Nu se poate, că n-ai cum. Că ești om, nu ești robot care să nu fie afectat de microbi și de fungi și de virus și așa mai departe. Deci, dragii mei, voi stați acasă, cum zic și toți ceilalți, protejați-vă cât puteți când mergeți la cumpărături, stați la distanțe și așa mai departe, însă am vrut doar să vă prezint situația cât de cât realist. Îmi doresc din tot sufletul ca în aprilie să înceapă să se să scadă. Doamne, cât îmi doresc lucrul ăsta, nici nu aveți idee. Mă gândesc numai cum oamenii scapă această frumusețe de afară, magnoliile înflorite, forsiția care tocmai o să se sfârșească pe la sfârșit de mai, dacă nu chiar mai devreme. Toți copacii aceștia înfloriți mai devreme, corcodușii și tot ce mai sunt flori, acestea cu bulbi frumoase, primăvara, toate acestea rămân nevăzute de copiii noștri, de noi, pentru că suntem într-o isterie din aceasta de a nu mai ieși, da? Și tocmai astăzi vedeam persoane cu căței pe afară, totuși cățelul trebuie să meargă, să-și facă nevoile, nu? Ce o să facă oamenii ăștia? Bine, unii sunt instruiți să facă la pampers din aceștia care sunt întinși pe jos. Dar totuși pe străzi nu e lume și atunci te gândești, mă, dar parcă ar fi mai în siguranță să ies acum, că uite, nu e lume, nu? Deci lumea e foarte confuză că nu știe ce să facă. Încă totuși lumea, multă lume nu știe ce să facă. E bine, nu e bine, dar dacă aș ieși, dacă nu ies. Și această stare de, închistare și de, nu pot să o numesc de teroare, dar e, total frustrantă, aș numi eu. Și atunci părerea mea este că se poate ieși cu un copilaș sau cu un cățeluș pe afară, mai ales noaptea sau seara. Important e să nu fie lume multă, să nu fie lume, da? Să vă alegeți un interval orar când nu e lume pe afară și când, când nu vă puteți, adică nu vă expuneți atât de tare. Dragii mei, ideea e următoarea, că eu nu vreau să vă sperii, deci Doamne ferește, aș vrea să vă rog să nu uitați de remediile de protecție. Aș vrea să vă reamintesc că sănătatea, încă o dată, iată, cum am spus de atâtea ori, este înainte de toate cea mai importantă. Cea care primează este sănătatea și apoi protecția. Restul, pe loc secund sau și mai jos decât locul secund. O să conteze și celelalte, vrând nevrând, prosperitatea și toate acestea, că vor fi afectate cumva și sunt afectate de pe acum, însă sănătatea rămâne pe locul întâi întotdeauna și poate cu ocazia asta nu să mai uite nimeni. Așa cum spuneam, din păcate cred că plătim niște polițe destul de mari la ceea ce facem cu planeta noastră, la ceea ce facem universului noi ca oameni cu liber arbitru. Vorbeam mai de mult cu într-o emisiune cu voi și nu vreau să vă plictisesc cu asta, o să vă las legat de această aceste comentarii legate de perioada asta. Deci vă spuneam acum vreo 2 luni când incendiau pădurile amazoniene, partea aceea mare de pădure amazoniană care reprezintă plămânul planetei, am spus-o și în lumea, la lumea nevăzută, dacă nu mor tăia că se mai taie la montaj, a fost sub oblăduirea președintelui Braziliei, așa se vehiculează, nu știu eu exact că nu am fost acolo, dar mi-aduc aminte că plângeam când mă uitam la televizor și spuneam, Doamne, cât o să plătim, cât o să plătim acești plămâni ai planetei. Și cu ce plătim, dragii mei? Cu aparatul respirator. Problema e că, vorba fetiței mele, dar de ce plătesc toți?
Adică de ce trebuie să fim toți în această teroare? Că doar unii au greșit. Pentru că, dragii mei, am mai zis-o de atâtea ori, iată cât de important este să-ți pese de ceea ce face vecinul tău. În sensul, dacă vezi ceva rău, întotdeauna să lupți împotriva celui rău, a unei acțiuni rele. Să ne pese de ceea ce li se întâmplă altora, să ne pese de ceea ce fac alții. Pentru că nu putem să stăm într-o nesimțire. Noi toți suntem frați și surori pe această planetă. Noi o împărțim, chiar dacă nu suntem frați și surori sau nu simțim acest lucru. Și mai există încă oameni care au păreri rasiale. Contează că noi împărțim aceste teritorii între noi. Adică noi le stăpânim și trebuie să știm ce să facem cu ele, să fim solidari și să fim uniți în a proteja Mama Pământ. Ori noi facem exact contrariu. Și nu eu fac contrariu. Dar dacă face semenul meu contrariu, eu nu pot să stau nesimțită și să fiu de acord cu ceea ce face greșit. Asta e problema, este un semnal de alarmă de la Univers că noi trebuie să ne schimbăm repede, că nu mai e timp. Și dacă ne-am schimbat, acesta a fost probabil printre ultimele semnale, da? Acest amărât de virus, care iată, amărât, neamărât, face ravagii, ca să ne schimbăm și ca să revenim, să spun, la ceea ce, la umanitate, la ceea ce suntem capabili să fim. Da? Să fim cu adevărat oameni, să fim cu adevărat respectoși, în primul rând, și cu natura, și cu noi, între noi, da? Să ne pese, să nu mai fim într-o letargie, într-o nesimțire din aceea monstruoasă, aș spune. Aceasta este părerea mea, asta au mai spus-o, de ce să fac, așa sunt tigrii aceștia, mai luptă și ei, ați văzut și Leonardo DiCaprio, alt tigru nebun așa ca mine, care donează bani și pentru planetă și pentru salvarea animalelor, asta am mai făcut și eu, în fine, dar nu e vorba de laudă aici, este vorba că toți am putea să contribuim. E un îndemn, luați-l ca un îndemn, nu spun acum donați-vă banii la salvarea balenelor, da? Chiar dacă niște nebuni tigri au făcut-o cândva, sau la salvarea tigrilor, sau la salvarea... Dar atunci când vedeți ceva, nu știu, de la omul care își pune în parcare mașina de-a curmezișul, nepăsându-i de celălalt care poate să vină lângă el să aibă și un spațiu, până la orice ați vrea dumneavoastră care este neregulă, haideți să fim puțin mai revoluționari, dacă vreți, și să luăm act și să putem să fim mai vocali atunci când e cazul. Atunci când e cazul. Deci nu să trâncă nimic inutil. Dragii mei, eu sper din tot sufletul să ne unim forțele și să trecem cu bine. Eu vă doresc în primul rând putere și sănătate. Nu uitați, uite, sunt aceste pandantive ale sănătății pentru sănătate. Eu tot spun despre sănătate. Îmi cer scuze că a ajuns deja poate banal cuvântul, dar eu cred că este mai important acum decât în trecut. Sănătatea trebuie să primeze. Acesta este pandantivul cu uluul. Îmi cer scuze pentru calitatea imaginii. Eu filmez cât este foarte mult soare în ferestrele noastre la magazin acum. Acesta este pandantivul cu uluul pentru sănătate. El se rotește în jurul axei sale și avem aici niște simboluri tibetane pentru protecție. Iar aici avem zodiile, da? Toate cele 12 zodii din zodiacul chinezesc, pentru că asta arată că este favorabil și recomandat fiecărei zodii în parte. Nu numai acesta, dar mai sunt pandantivele cu medicină Buddha, de exemplu. Dar e bine să le purtați zilele acestea, chiar dacă stați în casă, stați să ne înțelegem. Deci purtați-l la gât sau măcar asta dacă nu aveți un remediu pentru sănătate, cum este uluul sau medicină Buddha în casă, sau Garuda, da, măcar Garuda. Acesta este pandantivul, medalionul cu medicină Buddha. Vedeți că aici este albastru și el este cu auriu, dar există și pandantivele cu argintiu, da? Le avem și pe acelea.
sunt... le puteți vizualiza, dacă nu știți cum arată, le puteți vedea pe site-ul nostru ca să vă faceți o părere cum arată cele în argintiu, cum arată cele în auriu. Pe de altă parte ați văzut că pandantivul acesta cu lu are și argintiu și auriu. Deci așa au ales să-l facă. Restul, sigur că da, sunt pandantive de protecție, toate celelalte care sunt la noi. Dar am zis că trebuie să vă accentuez și știți și voi despre sănătate, pentru că e mai bună decât toate, cum se spune. Pe de altă parte, este posibil ca foarte mulți oameni, încă este posibil, mai mult ca sigur, foarte mulți oameni suferă deja în business-urile lor, suferă din punct de vedere economic și suferințele vor fi foarte mari, cred că în vară, când se va trage așa o linie și se va vedea, se vor vedea pierderile la toate nivelurile. Nu prea vreau să mă gândesc totuși la acea perioadă. Nu prea sunt, trebuie să vă recunosc, optimistă din punctul ăsta de vedere. Mi-aș fi dorit să vin așa, cu un optimism inconștient în fața dumneavoastră, să vă zic, mamă, totul va fi bine. Va fi bine că o să scăpăm, bineînțeles. Însă, nu știu cât de bine va fi din punctul unora de vedere cu economia aceasta lumii, care nu poate fi neglijată. Se vor găsi soluții și omenirea își va reveni, dar își va reveni puțin mai greuț, în sensul că nu anul acesta, da? Să sperăm că în anul de bivol vom pune umăr de la umăr și se va munci mult, pentru că asta aduce bivolul în 2021. Se va munci mult să se redreseze această situație din anul șobolanului. Când a fost acea gripă spaniolă, a fost o situație asemănătoare, mi se, dacă nu mă înșel, parcă tot an de șobolan era. Și din câte nu mă înșel, și când a fost ciuma, tot an de șobolan a fost. Să nu spun vreo prostie, o să mă mai interesez și vă țin la curent. Dar asta nu înseamnă că fiecare an de șobolan ne aduce nenorocire cu el. Nu, Doamne ferește. Însă șobolanul e un început. Este un, da, o reîncepere a străbaterii zodiilor. Șobolanul fiind prima zodie. Și nu degeaba este prima. Așadar, nu trebuie să ne temem de anii de șobolan, dar trebuie să tragem niște învățăminte și să devenim mai înțelepți. Dacă am devenit mai înțelepți, totul ar fi într-adevăr mult mai bine. Ceea ce mi-am propus să fac astăzi este să vă prezint puțin luna aprilie. Așa, o privire de ansamblu de pe acum, pentru că nu știu în ce măsură o să putem să mai mergem pe unde suntem invitați la televiziuni. Și ca să fiu sigură că aveți așa o părere de ansamblu și o privire generală asupra lunii dragonului, mi-am propus ca astăzi să explic acest lucru și voi renunța la a vă face niște predicții sau niște predispoziții, a vi le explica zi cu zi, pentru că totuși dumneavoastră sunteți acasă, majoritatea, și bănuiesc că vă interesează mai mult ceea ce urmează din punct de vedere al lunii, așa mă gândesc eu. Sigur că este important și pentru fiecare zi ce conotații sunt. Pot să vă dau doar câteva indicii unde există, de exemplu, o triplare a stelei 7 în centrul casei, respectiv în centrul lumii. Le aveți în jurnalele dumneavoastră și în calendare, da? Și în almanac și în jurnal, care jurnal este agenda. Văd că încă se mai face această confuzie. Îmi spune lumea, am comandat almanahul care e jurnalul sau nu știu, ceva de genul, mi-a spus cineva, agenda care e almanah sau, nu domnule, almanahul e calendar, jurnalul este agenda. Deci atenție în ziua de vă spun imediat, în ziua de, a fost ziua de 16, zi proastă rău, v-am povestit despre ea în emisiunea anterioară. Atenție și în ziua de 18, pentru că avem o stea nouă care multiplică în centru steaua 7 și e zi de maimuță.
Atenție mărită, de asemenea, în ziua de 20, zi de câine, sub elementul apă yang, când avem o stea 2 a bolilor peste steaua 7 în centrul chartului, ceea ce înseamnă că aduce mai multe îmbolnăviri, Doamne ferește, sau niște probleme, să zic, legate de teamă, legate de, să zic, o dezarmare psihică a mai multor oameni, dar în același timp se creează un hotu, se numește, pentru această zi de 20 martie, deci există și aspecte îmbucurătoare. Atenție mărită, știți când este problema? Zi de șobolan pe 22 martie, cu a treia stea 7 a zilei în centrul chartului, deci este o triplare a stelei 7 și mai e și zi de șobolan, într-o lună de iepure încă, în an de șobolan, deci cu o dublă penalizare. 22 martie este duminică. Apoi, iarăși, 24 martie, când se face trecerea spre luna de dragon, la 9:28 dimineața, ora noastră a României, este o stea nouă a multiplicării în centrul chartului, deci multiplică steaua 7, este zi de tigru sub elementul foc yang. Și apoi, deci, se intră în luna de dragon cu steaua 6 în centru, atenție mărită în sfârșitul acesta de lună martie, la ziua de 29 martie de oaie, când avem un 5 peste aceste două stele 6 și 7, adică steaua distrugerilor peste, atenție și la zilele de 30 și 31, deci dacă m-ați întrebat care sunt mai nefaste din luna de dragon privind martie, ar fi datele de 29 și mai ales 30 și 31, când avem zodie metal la putere, maimuța, respectiv cocoșul, e adevărat sub elementele apă yang, respectiv apă yin, când avem o dublare a stelei 6 în centru, cu steaua lunară, da? Și o dublare a stelei 7, cu steaua anuală 7, pe 31 martie, care pică marți. Apoi, aprilie, sigur că e o lună și ea la rândul ei întreagă lună, nu o să putem să o explicăm pe toată acum, din punct de vedere al zilelor. Dar atenție mărită, în data de 2 aprilie, zi de mistreț, sub elementul lemnin, când avem o stea de multiplicare a acestor stele metalice, da? În centrul chartului. Apoi zilele de... ziua de bivol din 4 aprilie, zi de sâmbătă. E un bivol, dar este cu doiul, cu o stea 2 a zilei în centrul chartului. Apoi, atenție, chiar și la ziua de dragon, pe 7 aprilie, este o stea de distrugere peste cele două stele, lunară și anuală. Ziua de cal, care vine cu oarecare probleme mai mari, pe 9 aprilie, este un alt 7 în centrul chartului, deci este 7-6-7, da? În această zi de 9 aprilie este zi de cal sub elementul apă yang. Apoi în 11 aprilie, zi de maimuță sub elementul lemn yang, este o multiplicare a celor două stele 7 și 6 și a întregului context de ce înseamnă 6 peste 7, că tocmai v-am explicat. Și iarăși 13 aprilie, care nu este prietenă deloc cu luna de dragon, e zi de câine sub elementul foc yang, deci o zi cu putere, poate să vină și cu niște zdruncinături de pământ, Doamne ferește, cu vreun cutremur pe undeva prin lume, pe 13 aprilie. Este o stea 2 în centru a bolilor, care stea de pământ, care vine într-un sector de pământ și acolo se află deja 7-le și 6-le. Deci atenție mărită pe 13 aprilie. Apoi, iarăși o zi, așa și așa, nu foarte grozavă, ziua de bivol de pe 16 aprilie, în care avem o stea 5 a distrugerilor și a dezastrelor în centrul chartului, ca zi, mai este și sub elementul pământ in, dar nu știi niciodată ce îți rezervă pământul in, este un element frumos, bun, prietenos, dar fertil, dar nu știi ce îți ascunde pe acolo, pe sub pământ, ce șerpișor, noroc că nu-i zi de șarpe. O altă problemă mare este în 18 aprilie, sâmbătă, când avem zi de iepure, atenție, în contextul anului șobolanului, într-o lună de dragon cu care iepurele nu e deloc prieten,
O stea 7 din nou a zilei în centrul chartului. Deci conotația asta nu e bună. Între cele două, totuși ziua de duminică 19 este puțin tel mai bună, dar nici ea nu-i grozavă deloc, că este zi de dragon. Este zi de dragon, da, și cu stea 8, aceasta e bună. Apoi, vorbeam de șarpe, da? 20 aprilie este zi de șarpe cu o dublare a stelei 6, care poate da niscaiva surprize neplăcute, inclusiv telurice, da? Iarăși o zi nu foarte grozavă, ziua de cal, din nou cu un dublu 7 în centru, pe 21 aprilie. Și iată că sunt destule. O altă zi cu problematică când se schimbă din dragon în șarpe, iată pe 23 aprilie schimbăm luna, se schimbă lună de șarpe. Deci vine zodia șarpe lunară la putere la ora 2:26 noaptea, ora României, când e lună nouă. 23 aprilie, mi se pare că e și un Sfântul Dumitru, dacă nu mă înșel, să nu greșesc. Este zi de maimuță sub elementul foc yang și este o multiplicare a stelei 7 cu 6. Până la ora 2:26 noaptea în acea zi. Adică, precis, nu prindem decât primele 2 ore și jumătate din această zi de maimuță, că după aceea se schimbă în lună de șarpe. Și cumva, nu neapărat că devine mai favorabilă, dar luna de șarpe vine cu stea 5 în centru chartului, peste steaua 7. Spuneam ce implică, că nu implică lucruri bune, că e steaua dezastrelor. Și apoi, atenție mărită, iată că am trecut în revistă și luna aprilie cu totul, atenție mărită pe 28 aprilie, când avem prea mult pământ, foarte, prea mult pământ, mult, mult, atenție la sistemul digestiv pentru foarte multă lume. Și din nou zi de iepure cu stea 7 în centru, joi pe 30 aprilie, ultima zi din aprilie, care iarăși nu anunță nimic bun, da? 30 aprilie. Deci, din păcate, sunt foarte multe zile din astea care n-aș vrea să vă sperii, iară vă spun, dar nu putem să nu fim precauți și într-o oarecare stare de alertă cât de cât sănătoasă, să spun, nu cu toată adrenalina vărsată, să spun, la maxim, dar totuși într-o stare de precauție cât se poate de normală până la urmă. Așadar, dragii mei, luna dragonului începe în 24 martie. 24 martie, vedeți, aveți și în calendarele noastre și în agende și orele și zilele, da, când se trece la luna de dragon și la tot, de fapt când sunt trecerile în fiecare lună, avem lună nouă, deci pe 24 martie la 9:28 dimineața. Este această zi de 24 martie este zi de tigru sub elementul foc yang, vă spuneam. Din păcate, e o stea de multiplicare în centrul chartului a stelei 7. Și în cazul nostru o schimbare în stea 6 în centru, dar e un 6 peste 7 care aduce tot metal și tot probleme posibile ale aparatului respirator. Luna aceasta de dragon este o lună ceva, hai să spun mai de respiro, dacă nu e un termen prea exagerat, față de luna anterioară a iepurelui, în care încă ne aflăm când ascultăm această emisiune. Și să sperăm la ajutorul dragonului, un ajutor, aș spune, vital, pentru că dragonul, până la urmă, este aliatul șobolanului și este cel mai bine reprezentat între zodii anul acesta. Dragonul, spuneam și la B1 și în alte emisiuni, este cel care ne poate ajuta. Dar problema e că nu e foarte mult ajutat. Este o stea mai bună, clar, steaua 6 este o stea benefică, însă este stea de metal. Deci problemele în lume, spuneam în prima parte a acestei emisiuni, pot să continue cu afectarea aparatului respirator, dar în același timp vine o undă de speranță, vin niște vești îmbucurătoare, vin niște concluzii poate ale cercetătorilor sau medicilor cât de cât mai multe și mai bune și mai îmbucurătoare decât în luna precedentă, luna iepurelui. Ca stele, așa, general, vorbind până pe 23,
Până pe 23 aprilie, da? Deci din 24 martie vorbim până în 23 aprilie. Avem stelele următoare sau energiile următoare sau ne confruntăm pe zodii în felul următor. Șobolanul, din păcate, are o lună grea. Pentru că vine o stea a îmbolnăvirilor, a bolilor și a îmbolnăvirii relațiilor în luna de dragon, dar este ajutat de luna zodiei dragon, adică de zodie. Deci se întâmplă unele lucruri bune pe de-o parte pentru șobolan, dar din punct de vedere al relațiilor, dar mai ales al sănătății, trebuie să se păzească maximorum, șobolanii mai ales. Pentru că steaua 2 lunară vine pe sectorul de nord, sectorul șobolanului. Ce mai înseamnă sectorul de nord? Înseamnă sectorul carierei pentru toată lumea. Deci acest sector al casei, vă rog din suflet, mutați uluul sau medicine Buddha măcar pentru o lună sau să aveți un al doilea remediu pentru sănătate. Eu de fapt așa v-aș recomanda mai degrabă pentru sectorul de nord al casei în această lună a dragonului. Va trebui idealul. Două remedii pentru casă, unul pentru sectorul de sud, fiindcă acolo vine steaua 2 anuală, și unul pentru steaua lunară 2. În cazul șobolanilor, în mod special, vă trebuie două remedii pentru sănătate în casă. Nu mai spun la locul de muncă, lăsăm și nu mai discutăm despre locul de muncă, că pentru majoritatea locurile de muncă s-au transformat în a fi acasă, s-au schimbat în a fi acasă. Cel mai sigur este să aveți două remedii. Nu trebuie să fie mari, pot să fie micuțe amândouă. Deci fie un medicine Buddha și unul Lu. Unul în sudul casei, medicine Buddha, de exemplu, iar celălalt în nord, în sectorul șobolanului, în luna de dragon, mutat odată cu 24 martie până pe 23 aprilie. Un al doilea, deci, pus în sectorul de nord al casei. Cei care aveți dormitoarele nord, șobolanii, atenție, 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 trebuie neapărat pus ulu acolo sau medicine Buddha sau Garuda măcar. Măcar luna aceea, da? Pentru nativii bivol și nativii tigru, urmează o lună cu potențarea, multiplicarea succesului, oricare ar fi acela, succes în afaceri sau succes la locul de muncă sau succes în carieră. Dacă au existat schimbări, nu știu, oameni dați afară din cauza acestei situații mondiale sau oameni puși pe liber sau cu concedii neplătite, deși nu știu dacă e legal să faci așa ceva. Asta știți voi poate mai bine decât mine. Există o multiplicare benefică a stelei, deci multiplicarea normal, unei stele de succes, unei stele a victorilor. Deci nu poate fi decât înspre mai bine totuși, adică și cu vești îmbucurătoare pentru bivoli și pentru tigri. Atât bivolii cât și tigri au nevoie de ajutorul dragonului, deci asta este vestea îmbucurătoare și vine această stea de multiplicare pe sectorul de nord-est, care sporește succesul lor, chiar dacă, repet, au fost dați afară, Doamne ferește, tigri, bivol, de la locul de muncă, pentru că a fost această situație economică și chiar financiară a companiilor și a firmelor, dacă au fost puși pe liber, să știți că cumva găsesc ei o portiță de intrare spre altceva, care poate că este o schimbare a vieților, dar în bine. Nu spun, Doamne ferește, renunțați la actualul post. Doamne ferește, nu este o perioadă, e o perioadă austeră. Nu este bine să riscați inutil. Dar dacă s-a întâmplat să vă dea șeful afară sau să existe această nepotrivire cu ceea ce spune, să zicem, steaua anuală, că va merge cumva mai spre bine, ei bine, lucrurile în luna aprilie, deci martie și aprilie, sfârșit de martie și început de aprilie și jumătatea lui aprilie, încep să se miște cumva în favoarea voastră. Nativii iepure au parte de o stea de dragoste, este foarte adevărat lunară, numai că dragonul nu vă ajută deloc, dimpotrivă vă pune bețe în roate. Totuși există această stea de învățătură, de stea academică, puteți să învățați mai cu spor pentru examenele din viitorul apropiat și puteți să învățați lucruri noi într-un mod mai rapid și mai eficient decât până acum.
De asemenea, este, deveniți voi mai carismatici sau mai doriți sau mai căutați de anumite persoane, chiar dacă e doar în mediul online și nu vă întâlniți fizic cu acele persoane, este totuși o stea de dragoste mai accentuată, mai înspre beneficiul lor, care le mai aduce puțin respiro, să spun, în această perioadă tumultoasă pentru iepuri. Nativii dragon și nativii șarpe, din păcate, din păcate, o spun cu regret, este o stea 5, primesc o stea 5, o stea dezastrelor și distrugerilor în sectorul lor, în luna aceasta, între 24 martie și 23 aprilie, atenție mare la sănătate, atenție la sistemul digestiv, atenție și la aparatul respirator, evident, atenție mare la ficat și la veziculă biliară, atenție deci la tot ce ține de digestie, în primul rând, și în secundar aparat reproducător și chiar și sistem glandular, dar în mod special, repet, sistemul digestiv poate să fie afectat, împreună cu, Doamne ferește, aparatul respirator, acolo avem doar o stea 6 anuală, nu e chiar atât de rău, nu se suprapune peste un 7. Neapărat, mutați-vă voi, dragonii și șerpii, sau mai puneți o a doua pagodă a celor 5 elemente, neapărat, și purtați-o, știți cum, cu sfințenie și prin casă, sau există, de exemplu, vă arăt imediat, o să-l desfac din ambalajul ei. Există pagoda celor 5 elemente sub formă de pandantiv, sub formă de amuletă pandantiv, care se poate purta la gât în loc de amuletă chiar prin casă. Deci, bine, o scoateți la duș, eu asta am spus-o mereu, nu vă mai spălați cu ele, pentru că totuși sunt din metal, nu sunt din argint sau din aur. Și chiar și argintul sau aurul se mătuiesc, știți foarte bine, dacă le tot spălăm cu apă și săpun atâta, dar sigur că pot să fie ținute pe sare, dacă este cazul, și pot să fie clătite la început, nu e nicio problemă, dar să nu persistați în a le spăla pe ele însele cu apă și săpun. Iată amuleta pandantiv sau medalion, cum vreți să-i spuneți, cu pagoda celor 5 elemente, să știți că este numai în auriu, e numai în auriu, nu e în argintiu, n-a fost niciodată în argintiu, de mult, de tot a existat și în argintiu, dar cu foarte mulți ani în urmă, vreo 6 ani în urmă. Deci, iată, are niște cristăluțe la bază, are inscripționat pe ea ceea ce trebuie și doar să o purtați. Ori aceasta, ori amuleta pagoda celor 5 elemente, oricare din ele este la fel de bună, doar că dacă mă gândesc acum că stați mai mult în casă, cu amuleta e mai greu să o tot țineți prin buzunare, dacă nu aveți buzunare va fi și mai greu, e mai ușor să aveți acest pandantiv amuletă. Este doar o sugestie, bineînțeles. Dragonii și șerpii, musai, trebuie să aveți cardul pagoda celor 5 elemente sau amuleta pagoda celor 5 elemente. Între card și amuletă, e de preferat amuleta, că e puțin mai complexă. Și este amuleta clasică, da? Iar pandantivul este o producție, să zic, mai nouă, de vreo 8 ani încoace. O altă variantă a amuletei pagoda celor 5 elemente. Apoi, pentru nativii cal, iată o lună ceva mai bună, o lună în care scapă de penalizare și scapă de dublarea stelei 2. Tot aveți steaua 2 anuală, nu scăpați de ea tot anul, dar și tot an de dușmanie și tot vă trebuie cardul taisui sau amuleta taisui asupra voastră. De astea nu scăpați. Apropo, cele 5 zodii trebuie să aibă cardul taisui cu ei oriunde ar fi, și în casă și în afară. Nu mai spun dacă ieșiți afară din casă cât de mult vă trebuie amuleta sau cardul taisui și remediul, mă rog, pentru anul respectiv. Pentru cal se recomandă și amuleta anului în continuare și în mod special în această lună. Se recomandă amuleta celor 3 cai, vreau să vă spun. Trinitatea cailor, să nu uitați de ea, mulți cai o aveți deja din anii trecuți. Nu uitați de amuleta de protecție foarte bună, excepțională, cei 15 hum, așa se numește. Deci amuleta celor 15 hum sau măcar amuleta Tara Verde 10 hum, da? Și avem, sigur, sunt mai multe sugestii, venind steaua 1, steaua victorilor și a succesului, tocmai ca să poată să aibă cai ceva succes și să li se recunoască meritele, pentru că vine, iată, pe sectorul de faimă, n-ar fi rău o amuletă
se numește Standardul Victoriei, cea nouă ar fi cea mai complexă, pentru că are și mantrele pentru succes și victorie, are și culorile respective ale celor 5 elemente, verde, albastru, galben, culoare de pământ galben, da? Argintiu, alb, culoare de metal și roșu, culoare de foc. Le are pe toate și cu niște cristale, deci e foarte frumoasă și asta ar fi de recomandat pentru această lună, în mod special pentru nativii cal. Dar există și Standardul Victoriei, acela cu calul de vânt, un remediu l-am prezentat la B1, foarte estetic și foarte drăguț și finuț, depus în casă, atenție, puteți să-l mutați, voi fiind cai, deci vorbim acum numai pentru nativii cal, puteți să-l mutați în sudul casei, numai pentru această lună, între 24 martie, 23 aprilie, deci pentru luna de dragon. Am uitat să vă spun că dragonul va fi sub elementul metal yang. Iată un alt element de metal, firar să fie. Metalul aduce prosperitatea într-un anumit sens. Deci pentru... Să știți că în urma acestei crize economice, unii se vor îmbogăți foarte tare și alții vor sărăci și mai rău. Este clară treaba. Adică pături de mijloc nu prea vor mai exista. Deja nu prea mai există, deci vor fi niște diferențieri foarte mari, niște diferențe așa de la cer la pământ. Unii se îmbogățesc și unii sărăcesc. Deci calul, să revenim la el, are nevoie de Standardul Victoriei în orice fel ar fi el. Că-l poartă ca amuletă sau că-l pune în casă, în sectorul de sud, n-ar strica. Pentru nativii oaie este o lună cu mai problematică, pentru că dragonul nu prea îi ajută și doi la mână, bine, nici șobolanul nu-i ajută, ei sunt și afectați de taisui, din păcate, dar este o lună a proastei comunicări, a bârfelor asupra lor, a trădărilor asupra lor și a certurilor sau chiar proceselor. Deci, atenție, cei care, nativi oaie, care sunt în procese și cumva, să spunem că s-a mai prelungit și... trebuie să aibă o întrevedere, fie la tribunal, fie să se ia o hotărâre, nu este o lună favorabilă lor, cam pentru nimic din aceste puncte de vedere. Adică nici cu comunicarea nu prea stau bine sau sunt prost înțeleși, sunt bârfiți, sunt posibil trădați unii dintre ei. De asemenea, pot să aibă parte de certuri sau pot să fie foarte provocați. Da? Atenție la nativii șobolan, la nativii câine și nativii mistreți, că poți să-i mai provoace, sunt mai irascibili, nativii dragon, de asemenea poți să-i provoace, sau nativii șarpe. Apoi, pentru nativii maimuță, de asemenea o stea din aceasta a certurilor și a proceselor, maimuțele sunt și mai îndrăznețe, aș spune, în a combate ceea ce vine spre ei negativ și ei simt că vine negativ, deci fie o perturbare a modului lor de lucru, fie o perturbare în comunicarea lor, fie că nu sunt înțeleși așa cum și-ar dori ei să fie, fie că există niște nereguli, niște dereglări ale sistemului în sine de comunicare prin care ei funcționează. Să zicem că dacă lucrează în comunicații de orice fel sau comunică cu foarte mulți clienți, s-ar putea, nu știu, să le cadă computerul, sistemul de operare sau, Doamne ferește, batem în lemn. Deci, există astfel de provocări, astfel de obstacole, astfel de probleme pentru nativii maimuță. Bineînțeles, dragilor, că există ca și pentru oaie. Oaia are nevoie și de taisui, asta e o altă poveste, dar pentru nativii oaie și nativii maimuță există cele trei mere roșii excepționale de pus în sud-vestul casei în luna dragonului, dar nu numai. Cei trei celești, vi-am mai arătat, sunt statuetele cei trei celești. Noi nu mai avem mulți acum, mai așteptăm. Să știți că sunt extraordinar de utili pentru toată lumea, de fapt, cei care lucrează în multă comunicare cu clienți, cu servicii, da, date spre a fi folosite. Acești trei celești sunt extraordinar de importanți pentru a menține calmul, pacea, armonia în familie, dar și la locul de muncă, da? Piau, câinele fu și cilin. Piao este cel cu sabia de foc în gură, da? Cilinul și Fu Dog, sau câinele Fu. Dacă observați Piao, dar și câinele Fu, au câte ceva roșu. Vedeți, acesta este cu laba pe globul pământesc, care este învelit în ștrasuri roșii. Aceasta este sabia de foc cu roșu și are și o
zgârduță acest piao în ștrasul roșii, tocmai pentru că trebuie adusă și culoarea roșie care este de foc pentru a distruge, de fapt pentru a consuma, ca să nu folosim greșit, pentru a consuma, și acesta este cilinul, ei toți trebuie să fie împreună, pentru a consuma steaua 3, care este o stea de lemn. Aceasta vine pe sectorul de sud-vest al chartului lumii, adică certuri în sud-vestul lumii, dacă este să explicăm așa mai pe larg, lipsă de diplomație în sud-vestul lumii, chiar dacă acolo avem și o zodie oaie, oaia se știe că face parte din triunghiul diplomaților, numai dacă vorbim de un președinte nativ oaie, poate să țină diplomația în frâu, să folosească diplomația și să țină în frâu certurile și problemele. Pentru sectorul de vest, acolo stă cocoșul, vine o stea îmbucurătoare, o stea de ajutor maxim, care este și multiplicată de steaua anuală, și anume steaua 8 lunară, steaua prosperității. Dacă este să vorbim în termeni generale așa, cocoșul o duce probabil cel mai bine din toate zodiile în, și de asemenea tigru și bivolul în această lună a dragonului. Ca să nu mai spunem că dragonul, luna dragonului, constituie prietenul secret al cocoșului. Deci așteptați-vă la ajutor din partea nativilor cocoși sau cereți-l nativilor cocoși când sunteți în nevoie. Asta nu înseamnă că toți cocoșii o să vă ajute, dar nu se știe, să nu spunem de pe unde sare iepurele, că iepurele e dușmanul cocoșului, dar oricum nu se știe de pe unde sare ajutorul și asta, de data asta nu sare de pe la... nu sare iepurele, sare cocoșul, da? Aș spune că s-ar schimba expresia. Deci cocoșii sunt foarte frumos și bine aspectați, ei sunt și rezistenți, au și putere în această lună a dragonului, sunt ajutați, să dea Dumnezeu așa să fie. Și iată vestul lumii s-ar putea să vină cu o veste îmbucurătoare, vestul, da? Tot ce înseamnă vest, deci Statele Unite, Canada, cel puțin eu așa o privesc, acum poate să fie și vestul Europei, atenție, spre Marea Britanie, Spania. Vestul va aduce posibil o veste îmbucurătoare, să sperăm, în luna dragonului până în 23 aprilie sau inclusiv 23 aprilie, să sperăm că așa va fi, pentru că acolo este o stea prosperității și este și multiplicată și e destul de bine aspectat sectorul, atâta doar că sectorul, să nu uităm, are și el o hibă, are pe lângă afectarea de taisui, are casa in, casa cimitirelor. Este o problemă, că de asta și vestul pățește ce pățește, pentru că au o casă a cimitirelor acolo. Totuși, pot să apară vești îmbucurătoare, adică noi sperăm, știți cum este, că speranța moare prima, moare ultima, scuzați-mă, așa, încât mă gândeam acum deja la altceva, evident, în moment ce mă mai ia și pe mine gura pe dinainte. A fost o zi mai lungă, așa, cu filmări. Deci, ca să revenim, cocoșii bine aspectați, veștile ar trebui să fie bune și din partea lor și pentru ei. Nativii câine, iată că o duc mai prost în luna aprilie, vine zodia dușmanului lor, deci dacă m-ați întrebat, dom'le, când o duc câinii mai prost? Este în luna de dragon, odată. O duc mai prost în luna de dragon, fiindcă e dragonul, dușmanul lor. 2. Vine o stea 7 lunară pe sectorul de nord-vest și este foarte puternică, pentru că sectorul de nord-vest este sector de metal și steaua 7 este stea de metal. Vedeți aceste explicații uneori în jurnale și în calendare, dacă sunteți atenți, că steaua 7 este stea de metal, ce reprezintă ea este descris acolo și că nord-vestul este sector de metal. Acestea le învățăm și la cursul de începători. Vreau să vă spun că această stea poate să aducă ravagii în sectorul de nord-vest, chiar al lumii, nici nu vreau să mă gândesc, și în doi la mână pentru câini și pentru mistreți, da? Dar în mod special pentru nativii câine, fiindcă se află într-o zodie de dușman, de semn conflictual, pot să aducă îmbolnăvire, atenție, ale aparatului respirator, din păcate. Asta este a 7. Deci protejați-vă, dragii mei, în nord-vestul casei, placa, rinocer și elefant. Ceilalți, toți nativii ceilalți care nu sunteți câini și mistreți, lăsați placa în centru casei. Câinii și mistreți au nevoie de o a doua placă, cea din centru casei și
pentru Steaua 7, să o controleze luna Dragonului. Adevărul e că nici nouă celorlalți nu ne-ar... Noi o avem pe a doua în casă și o mutăm în funcție de steaua lunară în asemenea context al anului, pentru că iată prin ceea ce trecem. Deci este bine să fim protejați de această nenorocită de stea 7, oriunde s-ar afla ea. Toată lumea ar trebui să aibă placa aceasta în centrul casei, dar în luna Dragonului, câinii și mistreții ar trebui să aibă o a doua, pentru că nu se poate lua cea din centrul casei să o mutați în nord-vest. Ce facem cu centrul casei? Nu mai e protejat atunci. Deci trebuie să lăsați placa aceasta în centrul casei și voi, dar să mai aveți una pentru nord-vest, care este sectorul câinelui și al mistrețului. Câinele stă în nord-vest 1, mistrețul în nord-vest 3. Deci vă rog eu mult, gândiți-vă măcar la ceva albastru în nord-vest, o fântână, de exemplu, dacă vă permite spațiu. Și dacă, atenție, dacă nu aveți dormitor, baie sau bucătărie în nord-vest, că dacă aveți una din acestea, nu aveți voie să puneți fântână. Noi avem fântâni pe site-ul nostru, puteți să vă alegeți de acolo dacă vă trebuie, dar deci fântâna e un remediu excepțional în asemenea situație. Sau puteți să puneți fântâna, atenție, în centrul casei și să mutați placa din centrul casei în nord-vestul casei. Foarte corect, dacă puteți să faceți asta. Acum o să mă întrebați, dar ce fac cu fântâna după aia? Păi o țineți, foarte bună, în centrul casei, în continuare și... Placa aceasta o să o mutați atunci pentru fiecare stea lunară pe unde cade steaua 7, pe unde se mută ea. Da? Nu de alta, dar să scăpăm odată de toată pandemia asta, că să fim protejați, nu de alta. După aceea le țineți în continuare, Doamne ferește, nu le aruncați pe niciunele. Sunt la fel de bune în orice an și în orice lună, doar că trebuie să știți unde se mută stelele acestea. Deci steaua 7 rămâne în centrul chartului tot anul până pe 12 februarie 2021. Dar steaua 7 lunară se mută de la o lună la alta. E, după luna aceasta de dragon, adică luna de șarpe, după 23 aprilie încolo, steaua 7 se va muta în vest. Deci în luna mai, sfârșit de aprilie-mai, s-ar putea să mai avem pandemia asta doar în vestul lumii. Cât mai în vest, da? Să mai rămână doar țările acelea să se confrunte. Să dea Dumnezeu nici ele să nu se mai confrunte, dar dacă ar fi așa să, știți, să vorbim puțin mai pendelete pe unde se mișcă stelele astea lunare, mișcarea asta ar fi să, că se mută mai mult spre vest. Pentru că în vest, din păcate, cocoșii au mai mult de tras în luna șarpelui, după 23 aprilie, pentru că acolo vor avea șaptele lunar, înțeles. Și șaptele lunar va fi multiplicat în vestul lumii. Deci urât, din păcate. Cocoșii vor trebui să se protejeze foarte mult. Și noi toți să avem placa aceasta în vestul casei luna mai. M-ați înțeles? Bun. Sper că m-ați înțeles. Deci, mistreții acum. Mistreții sunt zodie de apă in. Asta ar putea fi salvarea lor, că sunt zodie de apă in. Apa ruginește metalul. Apa consumă metalul în ciclul elementelor. Este șaptele lunar și pe mistreți, nu putem să dăm înapoi, din păcate, în luna de dragon. Mistreții nu sunt ajutați de luna de dragon, de dragonul ăsta, dar totuși dragonul constituie un ajutor pentru toate zodiile, chiar și pentru câini, în anul șobolanului. Deci, asta este o veste îmbucurătoare, așa am spus de la începutul anului, că dragonul ne ajută. Deci și mistreții pot să aibă puțin ajutor. Vă trebuie amuleta anului nativilor mistreți, ca și nativilor câine, ca și nativilor cal, spusesem, dar și multor altor. Adică amuleta anului este făcută pentru toți, ca să ne ajute pe toți. De asta se numește amuleta anului. Dar mistreții de ce mai au nevoie? Păi, dragilor, aveți maximă nevoie odată de, în primul și în primul rând, amuleta rinocer și elefant. Aceasta este cea de anul acesta, dar dumneavoastră dacă o aveți pe cea din ani, oricare an trecut, nu contează, foarte bună. Dacă arată bine. Deci dacă arată bine și nu e ruginită sau altceva, să știți că este bună de purtat. Vă recomand cu toată căldura amuleta rinocer și elefant pentru câini și mistreți în luna de dragon. Luați-o la purtare, acestea sunt mantrele, da? Aici avem elefantul și aici rinocerul. Vă trebuie musai. Deci aceasta, vedeți că e și pe albastru exact ce trebuie. Iar aceasta este amuleta sumei 10,
cea nouă, care iată este bună pentru toate zodiile, mai puțin tel pentru iepuri, dar este foarte bună pentru toate zodiile. E, mistrețul și câinele, în mod special ei, trebuie să o aibă pentru că trebuie să se protejeze și mai mult. Dar sigur că nu numai ei, până la urmă șobolanului îi trebuie. Chiar trebuie șobolanului această amuletă. Și să nu uităm de amuletele de protecție, care doriți dumneavoastră. Iată și acestea sunt cu albastru, eu vi le-am mai arătat. Da? Ochiul magic cu mâna Hamsa și cu mantrele, bineînțeles. Și cu mantrele, iată și aici ochiul magic, de protecție maximă. Apoi, pentru cine are lipsă vreun element în ceart sau două sau trei elemente, avem amuleta echilibrării elementelor, care, scuzați-mă, dar ne trebuie tuturor, nu contează ce zodie suntem la an sau pe unde, ce zodie avem în ceart, dacă ne lipsește un element sau două sau și mai rău trei, clar ne trebuie această amuletă. Dacă nu ne lipsește niciun element din ceartul vizibil, nu vă trebuie neapărat amuleta. Cum vedem noi ceartul? Pe site-ul maestrei Lilian Tu, intrați și vă calculați la Four Pillars Calculator, vedeți, este și în engleză. Totul este să aveți în ceartul vizibil toate cele 5 elemente. Dacă nu aveți vreunul, niciun bai, nicio problemă, este o chestiune foarte des întâlnită. De asta s-a realizat amuleta echilibrării elementelor. Apoi, am cam terminat zodiile, mă gândeam acum, deci ce să mai facă mistreții? Mistreții trebuie să-și protejeze sănătatea, în primul rând aparatul respirator, mai ales dacă sunteți fumători, în luna de dragon. Și de asemenea, atenție la accidentări posibile, este o lună cu posibile accidentări. Ceea ce vă salvează și pe câini și pe mistreți este steaua 8 anuală, cea mai bună stea de avut, la care sigur trebuie să facem apel și de aceea această sumă 10, amuleta sumei 10 este atât de utilă pentru că la steaua anuală 8 tot ce îi mai trebuie un 2 ca să facă suma 10, iar la steaua lunară 7 tot ce îi mai trebuie un 3 ca să facă suma 10. Și deci iată o dublă însemnătate a acestei amulete, de fapt, în viața fiecărei zodii, până la urmă, pentru că, în afară de iepure, care săracul de el nu prea poate să facă cu steaua anuală nicio sumă 10, dar, în schimb, poate să facă cu steaua lunară. Deci, steaua lunară 4 vine pe iepure, spuneam, în luna de dragon, păi, mai aveți nevoie de un 6 să faceți suma 10. Și iată, aici aveți această reprezentare, cu pătratul magic și cu tot ceea ce trebuie. Deci, dragii mei, cam asta ar fi așa o privire de ansamblu. Spuneam la începutul emisiunii că, în prima parte a emisiunii acesteia, că vine o stea 6 în centru chartului, în sediul familiei, în centru casei. Steaua 6 este o stea de metal, dar este o stea benefică a mentorilor și a ajutorului divin și a intuiției și a inspirației. Vă aduceți aminte că de fiecare dată când străbatem această stea 6 în zodia noastră, în ziua respectivă, putem să avem parte de mai multă intuiție, de mai multă inspirație, totul este să ne ascultăm intuiția, de mentor, deci de oameni de ajutor, de oameni care ne inspiră sau ne sfătuiesc de bine, și de ajutor divin, da? Deci nu este imposibil să apară un ajutor. Dacă luna dragonului poate să apară chiar din vestul lumii, în luna mai, o să vedem sfârșit de... Deci după 23 aprilie, vestul lumii este puțin mai afectat și salvările pot să vină din nord-vest, respectiv din nord-est. Nord-est și nord-vest vor fi mai bine reprezentate și nordul își va mai reveni în luna șarpelui de-abia, deci după 23 aprilie. Vom avea o privire de ansamblu, nu vă las eu și vă înregistrez emisiune și luna aprilie pentru ce se va întâmpla în luna șarpelui. Eu ce pot să vă spun este că și luna șarpelui va veni sub elementul metalin, deci iarăși metal, deci cu îmbogățiri ale bogătanilor, da? Iarăși se preconizează o îmbogățire a unora care deja sunt bogați, dar nu asta ne interesează, pe noi ne interesează că acest metal nu ne lasă în pace și metalul reprezintă sau deservește aparatul respirator, deci aparține, tot aparatul respirator aparține elementului metal. Măcar asta știu că acum toți care mă urmăresc au învățat-o
și că nu mai este o noutate atunci când o spun la cursul de începători pentru voi cei care mă urmăriți în această emisiune. Dragii mei, o să vă las cu aceasta. Sper să ne vedem cu bine. Eu și astăzi când am înregistrat am avut aici o clientă care a venit și cu mască și cu mănuși. Deci foarte... n-am stat prea mult, da? Dar eu vă mulțumesc tuturor celor care înțelegeți și nu ne luați în nume de rău că magazinul va fi închis miercuri pe 18 martie. Facem această pauză pentru că ne pasă și pentru că suntem responsabili. Există online-ul încă, văd că Fan Curierul livrează. Dacă vă trebuie ceva și noi avem, pentru că la noi marfa este blocată în vamă, dar o să fie la noi în curând și să privim cu optimism totuși situația și să luăm partea bună a lucrurilor, chiar dacă partea bună pare cumva mai îndepărtată sau mai puțină, există și părți bune în tot ceea ce este rău. Nu uitați simbolul Yin și Yang, simbolul Tai Chi, care este Yin și Yang, da? În tot binele există un mic rău și în tot răul ăla există și un puțin de bine care trebuie să-l potențăm, să-l mărim, să-l amplificăm, acel bine. Și de noi depinde. Dragilor, să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi și să ne auzim cu bine. Tuturor ne trebuie această vibrație pozitivă dată de clopotul tibetan, clopotul original tibetan. Chiar dacă pe undeva auzim zgomote de salvări și de poliții, este bine să ne folosim de acest sunet minunat. Pentru cine are un clopot, dacă nu, iată, v-am oferit eu acest sunet chiar și pentru un moment, să vă ajute și să vă ridice vibrația în casele dumneavoastră. Toate bune!